Atac masiv cu drone și rachete în peninsula Crimea. Presa rusă susține că ucrainenii au atacat noaptea trecută instalații militare din portul Sevastopol, oficial baza flotei ruse de la Marea Neagră. Haideți să vedem. Mai multe explozii au avut loc în trei orașe cheie. Ucraina nu a comentat situația. Experții militari consideră însă că ținta atacurilor au fost mai multe baterii de rachete. Ocupanții ruși din Crimea au filmat astăzi resturile proiectilelor și susțin că au fost nevoiți să evacueze o clădire rezidențială cu 9 etaje ce ar fi fost lovită de o rachetă. În ciuda atacurilor, nu există informații despre victime. Ucrainenii au lovit repetat în ultimele luni instalațiile militare ale rușilor din Crimea pentru a-i împiedica să atace de acolo țintă din Ucraina și pentru a destabiliza ocupația rusă din peninsulă. Ca urmare, rușii au evacuat flota în propriile porturi din estul Mării Negre.